Salutare, băi și fete, eu sunt Gabi și ne-am găsit la un nou episod, unul dintre cele mai așteptate episoade, cel puțin de către mine, mâncava jugura voastră. Aștept acest episod de nici mai mult, nici mai puțin de 6 luni. Da, 6 luni a trecut de la ultimul clip cu level. Ultimul clip în care am făcut level 84, iar acum urmează să fac level 85, mâncava jugura voastră, 6 luni. Și după 6 luni sunt curios să vedem Garena dacă mă va lua din nou la mișto și îmi va da gold sau îmi va da o chestie care chiar să mă ajute pe jocul ăsta, pentru că până la urmă urmei, bă, să faci level 85 e destul de greu și după aia să vezi că deschizi acea cutie și îți dă 10 gold, bă, nu-i combinație, ești nebună, mă-i complet dezamăgit. Însă cu toate astea, bă, chiar sunt foarte, foarte curios să vedem Garena ce mi-a pregătit la acest level. Băi, sunt foarte, foarte curios. Așa că, băi și fete, o să dau 2 meciuri, pentru că fix 2 meciuri mă desparte, 2 buiauri sau 2 de locuri 2 de a face acest level. Așa că, băi și fete, voi da 2 meciuri la duo alături de Roxanne și vedem ce o să împice la level 85. Așa că, băie și fete, îi dau start la meci și revenim din avion. Ok, băie și fete, am revenit la acest meci mirobolant, ultimul meci până a face level, bine, penultimul meci, pentru că mai trebuie un meci, mai trebuie undeva la 800 XP pentru a face level și cu siguranță n-am cum să fac 800 XP într-un meci, pentru că Garena îți dă maxim 600, indiferent de câte kill-uri faci. Băie, o să mă duc undeva separat, o să mă duc solo. Roxanne, văd că deja a sărit, se duce în Bimasaki, eu o să mă duc undeva prin Clock Tower. Veniți, veniți, așa, veniți mai mulți dacă se poate. Jumătate de mapă să veniți după mine, mamă, cât simți mâncava jucura voastră, bă, și ăștia jos deja, bă, că Gabi al vostru a sărit după jumătate de oră din avion să moară. Mâncava jucura voastră, Roxanne, eu cred că trebuie să pregătești bănuți, că s-ar putea să nu se știe. La câți playeri sunt aici, s-ar putea să nu mai am aer. Hai, Garena, dă-mi și mie o armă de apropiere. Da o pârâitoare dacă se poate, sau ceva, că un MP dacă... Mâncați-aș gura ta de player. Mamă, ce m-a speriat ăsta. Toată cărcătorul ți-l dau să moară, Bibi. Na. Ce armă avea, mai e 4 avea. Toți, mă, micuța ta, cineva, mă, plouă cu playeri. Încă unul. Toți, mă, micuța ta. Ia-o-te-o, Doamne, ce fuge. Băi, urâtule, n-am armă de apropiere, că veneam după tine, mai am 5 glanțe pe Uzi. Pă, cineva, mă, plouă cu playeri, mâncava jucura voastră pe jocul ăsta. Mamă, ce-am găsit. Dă-te la o parte, că am armă de apropiere. Viață, vină încoace. S-a dus la etaj. Toți, mă, micuța ta de urât, cap de bostan ce ești, vină încoace să-ți arăt cum trage un player la level 85. Vină încoace la mine. Ce faci, boss? Boss! Dar nu ia cap, boss! Vino cu acea la mine să-ți arăt un shotgun mare. Săracu! Săracu! Bă, cum, mă? A venit spre mine și nu m-a văzut, mă? Uite, avea și un MP. A venit spre mine și nu m-a văzut. Băiatul meu m-a așteptat după colț. Ești nebun, eu lângă el și el m-a așteptat după colț pe mine. Mi-a plăcut de el. Mă, ce-a făcut, mă, ăsta? A cumpărat revive de la gratis. Viață, tu nu știi câte știe toată mapa? Dacă cumperi de la el, vină cu acest să-ți arăt ceva cu MP-ul ăsta. Să-ți arăt cum trage un... Stai că mă încurc. Mă încurc în setări, băieți, la level 85. Să mor dacă mă mint. Da, it's ok. Vină cu acest viață să-ți arăt cum joacă un player la level 85. Uite. N-am furat nimic, Roxanne. N-am furat kill-ul ăla. Ăla era meu, bine? N-am furat nimic. Cred că mă înjură, Roxanne, acum. Și mi se pare că trebuie să mai fie unul la etaj, nu? Că ăsta a picat în loc. Uite, mă, a pus glumă. Măi, urâtule, măi. De ce cam pace este, măi, la etaj? Eu tot, Doamne, s-a închis la etaj. Păi tu-ți, mă, micuța ta de player. Tu-ți, mă, micuța ta de player, care ești tu player, vino cu acela la mine să-ți arăt ce înseamnă să ai level 85. Vino cu acela la mine, dacă nu-i dau tot încărcătorul să moară, Bibi. Bă, dar lasă-mă, bă, câte gluri mai pui? Așa, bravo, 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 da, grăgată de a disparge glu. Pe-te la o parte, că-i... Poate te-ar Dumnezeu să te bată tot încărcătorul la băieți, da. Cam așa joacă un player, mamă, mag. Băi, priviți partea bună. Măcar nu sunt player de genul ăla care joc cu magul, știți ce zic? Adică nu-mi place magul, nu suport magul. Toată viața mi-am urât magul, am urât și trogonul, am urât toate armele care... Ce faci, boss? De unde mi-ai apărut și tu, măi? Toți, mă, micuța ta. Ce fugi, măi, așa, măi? Au, nu m-am cap, aia zic. Vedeți, băieți, dacă am level 85, vedeți, m-am cap, dau. Eu v-am zis. Nu știu ce apata. Băi, de unde m-au apărut ăștia, mă, mai ieși unul în dreapta. Ia uite, mă, doi sunt dreapta. De unde n-ai bați apărut, mă, atâția? Dar poate mă așteaptă n-ai ăsta pe aici, pe undeva. Îmi dă tot încărcătorul mi-l dă. Să mor, dacă dau de el. Tu-ți, mă, micuța. N-ai fugit, a? N-ai fugit, a? Tu-ți, mă, micuța, cu magul, mami. Băi, ce au, mă, ăștia, mă, magnet pe mag, mă? Dacă Roxanne din Bimasaki a venit după mine, săraca, să mă ajute și când colo a făcut 0 kill-uri. Că abia al vostru a furat toate kill-urile, a făcut 6 kill-uri. Talent, aia, zic, i-am furat 2 kill-uri. Cred că m-am jurat până acum un pic așa, da? E player? E player, mă, ești nebun? Am crezut că mi se pare că e player, dar chiar e player. Cred că e la care era aici și se bătea.
Și cred că a fugit încolo, se duce la Revive. Tu-ți mămicuța ta, băi, am AK. Dar nu prea îmi place cum trage AK-ul ăsta, dar tot am AK. Pus ceapa ta de urât. Îți dau tot încărcătorul, tot te bat. Mamă, dar ce puțin damage dă, băi, și trage atât de strâmb AK-ul ăsta, să-l bată Dumnezeu de AK. Tu-ți mămicuța ta de urât, băi! Zdui, mă! Roxan, îți doi, Roxan. Roxan s-a dus să facă kill-uri, când are kill-uri, săraca. Nu pot să-i spar glumul, că are... Unu noc, Roxan, unu noc, unu noc. Dă-i, Roxan. Gata, Roxan, doi noc, gata. Iar m-a jurat să moare. Băi, acum chiar că am furat kill-ul, bă. L-am furat pe amândouă să mă... Bine, primul am dat o grămadă de damage, cred că l-am pus singur. Dar al doilea am dat vreo două gloanțe și a murit săracul. Da, băi, și mă întrebam și eu, oare, bă, câte meciuri trebuie să dai, sau câte meciuri am dat eu de la levelul 84 la levelul 85 până acum? Oare câte meciuri a trebuit să joc eu ca să fac levelul ăsta, mâncava jucura voastră? Oare cam câte meciuri așa? Păi vă dați seama, cred că am jucat peste 5.000 de meciuri, habar n-am, nu știu, am zis și eu un număr la nimere, player. Dar să mor, cred că sunt mai mult de, nu știu, 3-4.000. Un cap? N-a luat al doilea cap. Roxan! Mă părăsește Roxan, băieți, a văzut că îi fur prea multe kill-uri și a fugit. Să te bată Dumnezeu, că am pus toate glurile care le-am. De ce vine și colegul după mine? Băga-mi-aș piciorul în el, care tras, mă? Bă! De ce? Bă, dar cât sunteți, bă, bătevar Dumnezeu, bă, că nici tata nu vă bate la cât sunteți. Doamne! Băi, dar de ce sunt eu, mă, blestemat așa, mă, să dau de 7 plăi? Roxan, m-ai părăsit și mor. Mori? Îți mămicuța ta de urât. Băi, urăsc cacao, mă, vreau și eu un XMO, mă, dacă nu cer prea mult. De ce trebuie să veniți 7.000? Băi, ăștia vor să nu fac level, să mor dacă vă mint. Ăștia vor să mă oprească din a face level. Nu veniți, nu veniți, lăsați-mă în pace, că eu plec. Eu vreau să mă duc la băieți ăștia. Ăștia au fugit la vale, bă. Ce a zis? Bă, ăștia sunt mulți, noi suntem începători, uite, i-a dat rivalul ăsta și a fugit în vale. Tu vă, băi, ăștia sunt periculoși de sus, de aici atrag bine. Dar unul nu mai are cască. Dacă ar mai ieși puțin să-l pun pe un loc, după aia pot să plec, dar mai trag și aia, bă! Bă, băieți, mă, nu-i bine, stați așa, băieți, că rămân și fără gluri. Bă, te vor Dumnezeu dacă trageți în mine, lăsați-mă în pace. Ieși afară. Noc, 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 tăi la o parte, că mă duc peste ei. Tu, vă, pro player, ia veniți, mă, cu acestea, sunteți pro player. Am auzit că sunteți pro player de aia mari. Tot încărcătorul. Toată încărcătorul vi-l dau. Gata, i-am rezolvat, băieți, gata, am rezolvat pro playerii. I-am dat tot încărcătorul, metoda tot încărcătorul, nu mă lasă niciodată la greu. Roxan, nu muri, Roxan, nu mă părăsi, Roxan. Stai așa, Roxan, că vin imediat, Roxan, acum vin. Era o epică acolo, sus, dat doar încolo. Unde e Roxan ăla? În casa aia, da? Săraca Roxan era la 0 kill, băieți. Acum nu fac la mișto, dar pinul ăsta că-mi fuge de mine. Mamă, mi-a ieșit altul, bă. Ăștia sunt alții. Bă, dar de ce veniți, mă, așa mulți după mine? Eu am ce am cu pinul ăsta? Că pinul ăsta a fugit de mine de la jumate meciului încoace, tot fuge, cred că are 3 minute. Nu mai fuge, nu mai are aer. Nu știu ce trage. Toți abilitatea mamii tale de urât. Era și timpul să mori viață, că ai fugit de mine toată mapa. Uite, bă, avea ce pe cască, bă. Bă, știi ce îmi place acum? Că gen dacă îi dai era 1-3 capuri, îi spargi casca, nu se vede ce chipul de pe cască. Știi ce zic? Rămâne la el în inventar. Și poți să-i iei. De exemplu, dacă eu îi dau la unul full cap cu shotgun sau chiar și cu avmeu, cred că dacă îi dau cap, îi sare casca din cap, dar în același timp rămâne cu chipul pe cască. Știi ce zic? Rămâne cu chipul în ghiozdan. Și asta e foarte șmecher. De înglumit, dar voi vă dați seama cât înjurături mi-a luat de la Roxan, nu? Care are 0 kill-uri încă. Bă, uite-l pe loc, cu mașina. Ce faci, boss? Vii tu în zonă, este? Îți acau mamii tale că... Dacă tu scapi să mă bată, mama, vină cu acela la mine. Ce să tragi mâncava, jucura voastră, cacao meu de... Ușor, măi, violentule, măi, am pus două gluri din greșeală. Bravo, Gabi, creier sunt. Măi, violentule, tu nu știi că nu-i frumos să tragi într-un om care... Băga mea și piciorul, mi-am spart jumătate de mașină. Nu știi că nu-i frumos să mă tragi? Băi, nu trage mașină, că... I-a spart capul? Roxana a făcut kill, băieți, a făcut kill, Roxana, să moară. Dați-mi la parte că a făcut kill. Dați-mi la parte că îi spart capul, îi spart capul, îi spart capul. Pa, ce facem, Roxan? Bine, știți că puteam să-l las să derivai, nu? Cu seringa, dacă lăsam să-și derivai, nu mai făcea Roxan kill. Să mă înjura, chiar că mă înjura atunci. Chiar că cred că venea la mine și îmi spăgea telefonul. Băi, toate că toate, dar a făcut kill, Roxan, are un kill. E bine până acum, e forță. Are un kill, eu am 11, e bine, e tot cu 1, știți ce zic? Eu am un cu 1 în plus. Eu mai am un 1 acolo la număr. San, iau cu autopasul, că eu mă duc cu lanși, pentru dă-te la o parte, mă duc, că nu mai am răbdare, parcă, bă, mă jur, deci parcă vreau să se termine meciul ăsta cât mai rapid, ca să știu cum mai am un meci și aia e. Player, bă. Bă, te var Dumnezeu. Mamă, dă-te că am hack. Mă, cap așa cu răvați ce-i îndalul ăla. Săracu.
toată cărcătorul, dar stai că am tras pe lângă acum. Săracul s-a intimidat, băieți, s-a intimidat, săracul, ce ai zis? I-a zis colegul, sub, bă, pleacă, dai bica, are hack ăsta. Toată cărcătorul ți-l dau, stai să-ți arăt acum level 85. Put, mă, micuța. Urâtule, 3 gloanțe am dat să măr, iar i-am furat Kill Rocks. Numai că nu mai pot să mă abțin din râs să măr. Băi, am furat la Kill Match-ul ăsta, bă, cred că are săraca, are peste 5-6 asisturi să măr. Nu știu, mă uit la sfârșit, o să mă uit special la sfârșitul meciului să vedem câte asisturi are Roxanne, că abia aștept. Băi, și toate ca toate, v-am zis, abia aștept să termin meciul ăsta, să văd, bă, ce o să-mi dea, mă, până la urmă, ce poate să-mi dea după atâta timp, bă. De unde a apărut mâncația jucurată la apărat, nu știu, dar e bine. Am făcut și noi un kill cinstit, am 14 kill-uri meciul ăsta, dacă mai fac un kill, Roxanne, pămit că pe restul ți-l las ție. Uite, am cumpărat și un de-asta, un pin, mă duc după el, omor pinul și restul sunt ai tăi, Roxanne, bine? Așa facem, gata. Deci eu mă duc după ăsta, îl bat, dacă se poate și mai rapid să-l bat, că nu de altă, dar v-am zis, parcă nu mai am răbdare. Parcă aș vrea să termine acum meciul, să dau de următorul meci, să termin și meciul ăla. Roxanne, ce faci? Ok, l-a omorât, bravo Roxanne, dar mie să-mi lași pinul, dacă se poate, că ăsta campagează în casă și mie îmi plac camperii. Nu știu dacă ați observat, dar mie îmi plac camperii, mai lăsa aia care stau în casă cu magul, da, sunt feblețe mea aia când îi văd. Deci când văd un camper în casă cu magul, mă îndrăgostesc. Cineva, mă, e... Nu e, mă, acolo, mă, e lootbox-ul ăla. Măi, urâtule, dar nu știu cum să zic, dar vezi că zona dă cam mult, adică a ajuns zona, viața, mă, mai ieșim și noi din casă când vine zona, așa e regula pe Free Fire, știi, că dacă nu ieși din casă, s-ar putea să nu te omoare playerul, să te omoare zona. Tu mă, micuța ta, dacă nu-ți dau numai un liret, vină coace. Ce face, mă, ăsta, unde e, mă? Păi cine, mă, e pe casă, mă, unde n-ai, bă, ăsta? What the fuck, poate mă iese nebe după vreun copac de pe aici. Eliminate. Era pe casă, mă, să moare. Ori e pe care tu, ori ce a zis, lasă viață, mai bine campez în vânzura decât să mă moare. Băi, să moar ce playeri, bă. Ce m-a făcut, mă, ăsta, mă, a luat de la The Revive, mă, a luat Revive de la Mocha, mă. Păcat mea și piciorul e ultimul, uitați-vă și pe el, și-a luat în ultima zonă și-a luat de la, mai e un singur player cu apă și el și-a luat de la, mă. Roxanne, mi-l lași mie, Roxanne, da? Că eu trebuie să fac 15 kill-uri, eu știu cât o meci ți-am furat kill-uri. Toată cărcătorul ți-l dau. În cap? A, bine, Roxanne, lasă, Roxanne, că ții minte, Roxanne, bine, lasă. Mă, cava, jucura voastră, stați să vedeți acum câte asisturi are, Roxanne, fiți antena aici, stai gata? Fiți antena aici. Să-ți pregătiți? 10 asisturi. Să mă are 10 asisturi, bă, dar și mie mi-a furat 2 kill-uri, vedeți, da? Bă, nu se poate, dar a făcut 4 kill-uri, lasă-mă că și-a luat mult plus, Roxanne și-a luat acum plus, mare rău de tot. Domnul băieți, și acum momentul adevărului, hai să vedem cât XP am în cava jucura voastră și cât mai îmi trebuie, hai să vedem. Sunteți gata? Stai că nu mă las să apăs. Aia zic, mai îmi trebuie un match în cava jucura voastră, mamă, 500 XP mai îmi trebuie și mie maxim e de 600. Ceea ce înseamnă că n-am calculat eu bine meciul trecut, am zis că mai întreb vreo 800. Îmi trebuia puțin mai mult. Ok, băi și fete, am revenit din cel de-al doilea meci oficial, ultimul meci până, bine, sper că e ultimul meci, că dacă mor din prima n-am cum să fac level, vă dați și voi seama, trebuie să fie un loc cu 2, un loc cu 3 sau un buia ca să pot să fac level 85, pentru că ați văzut și voi, mai trebuie 500 de XP, cam ceva de genul ăsta, am socotit eu cu matematica mea, dar cred că ăsta e ultimul meci, mâncava jucura voastră și fac level 85. No, bun, băi, am niște playeri pe aici lângă mine, Roxanne vine cu mine, Roxanne. Deci fii atent aici, tu mi-ai furat mie meciul trecut ultimul kill, să-ți fie rușine că făceam și eu 15 kill-uri ca omul, știi ce zic, făceam și eu un număr care să fie așa 14 kill-uri parcă, dar 15, când auzi 15 kill-uri parcă sunt mai multe așa un pic, știi? Pentru asta te blestem să nu faci niciun kill meciul ăsta, gata, te-am blestemat. Hai să vezi dacă nu mori, tot meciul mori. Eu aș vrea să ajung prin zona albastră, să mă lutez rapid full și după aia mă duc pe playeri. Ideea e că eu și joc la puncte, adică vreau să fac și Grandmaster, am Master și, na, știți cum e, bă, level 85, să stau un Heroic sau un Master, arată destul de urât, așa că aș vrea sezonul ăsta, până să se termină sezonul, să fac și Grandmaster. Dar mai trebuie destul de multe puncte, dar sper să-l fac. Până la urmă, mi-am mai făcut de vreo 2 sezoane. Uite, M60-ul lui Roxanne aici. Aia, că ăla nu se mai dă jos de acolo din zepeline, ești nebun. Acolo stă tot meciul. Până când nu vine zona, acolo stă. Acum naiba să mă duc eu peste el. Acum că mă omoară din prima, ești nebun. Dar nu, mama lui, că o să plece el. O să se dea el jos de acolo. Bă, fiți antena aici acum 2 zile, ca să vedeți cam cât noroc am eu pe jocul ăsta. Fiți antena aici acum 2 zile. Eram și eu cu zepelinul în cava jucura voastră, m-am suit și eu în zepelin să văd ce se dă, dacă dă ceva. Știți ce zic? M-am dus la cutie, am luat un scar de 2 și m-am dat jos. Bă, zepelinul a plecat, general în mers. Și eu am sărit. Bă, în mers, deci țineți cont că era zepelinul în mers. Bine, am sărit din zepelin în cava jucura voastră, ce credeți? În mijlocul câmpului direct în landamine. Bă, nu una, două landamine direct eliminate, mort. Noc.
nu mi-am luat finish, că aveam și colegi. Dar am murit ca idee și nu era nimeni pe lângă mine și am murit. M-am întors, după aia mi-am luat lutul, dar ca idee, ca să vedeți cam cât noroc am eu. Era un urât pe aici, că l-am văzut când eram în aer, dar n-am vrut să întrerup povestea. Ce faci, boss? Am XM8, vezi ce bun sunt pe XM8? Băi, toate ca toate, bă, dar îmi place mult de tot XM8-ul ăsta. Dar nu e la care l-am văzut, trebuie să mai fie unul. L-am văzut. Hai, viața mea, trage mine, ieși afară, că eu mă fac că nu te văd. Toți abilitatea... Mami, băi, nu știu de ce mă sunt așa prost, mă, deci îi văd pe ăștia că se albesc, că au abilitatea, dar eu tot continui să trag în ei în loc să pun un glu sau să mă feresc, că oricum mor. Știi ce zic? Risc să-mi iau două capuri să mor și el să-și ia revive. Nu știu de ce fac eu prostii de astea. Abilitatea, dar bă, totuși măcar să-i facă naibii ceva, măcar să o facă mai rea. Bă, ce faci, măi, Roxan? Mamă, noc? Și asta avea abilitatea, mânca vajucura voastră. Băi, nu mai suport. Roxan? Bătete-ar Dumnezeu să te bată în loc, să dai revive-ul, coleg, tu stai să tragi în mine. Ia da revive. Băi, important e că nu mai are niciunul cască. Dacă să te bată Dumnezeu. Ia-ți mai finish, mai urâtule, mai. Roxan, nu muri, Roxan. Am avut și Roxan, băieți. Stai așa, mai urâtule, că-i dau revive, lasă-mă în pace. Tot speed-ul. Mami tale, băi, stai mă, viața mea, că m-ai intimidat, că ai sezonul 10, eu sunt sărac. Mânca vajucura voastră, i-am dat tot încărcătorul. Vezi, măi, viața mea cum se joacă la level 85, uite așa se joacă. Să mă, i-am dat tot încărcătorul, săracu. Hai de viața mea, m-am jurat, cred că săracu. Avea un MP cu XM8. Da, măcar nu mai avea și el abilitatea aia care să se albească. Băi, deci nu știu, mă, băi, ori nu-mi place mie, ori nu știu, mă, sper, v-am zis, sper la următorul update, ori să-i facă ceva, să o facă, ori să o scoată naibii de tot măcar. E, zici că e Crono, știți cum era Crono înainte să mor, parcă așa e de toxică e abilitatea asta. Ori nu știu dacă numai mie nu-mi place, ori, dar cred că toată lumea are ceva cu abilitatea asta, pe bune. Nu așa e impresia, dacă tu așa crezi că te las eu pe tine să-ți dai revive, să-i dai revive-ul colegă tu cu acel revive gratis, te înșelea marnic viața mea. Ia vină cu acea, mai urâtule, unde campagezi? Unde campagezi, măi, nenea? Tot așa, mă, cavalele, ăsta e periculos, bă, de-a luat revive de ăla. Ăsta e pericol. Toată cărcătorul ți-l... Băga mea și piciorul ăla de abilitate, băi, n-ai, mă, cum, bă, știi ce am observat? Ceva mișto care e cu abilitatea asta. Dacă e în afara zonei, moare mai rapid. Asta am observat, nu știu, îi scade viața, nu știu ce se întâmplă. Dar, și bă, e foarte nașpa că după ce tragi în player, îi dai două capuri și după aia sare ținta de pe el. Știi ce zic? Sare ținta de pe el instant. După ce l-ai albit. Asta e foarte nașpa. Și poate să te omoare foarte rapid. E la care știu eu, ar trebui să fie Grandmaster. Măi, Grandmaster-ule, ia vină tu în zonă. În ceapa ta de urât, dar îi ține în afara zonă și tot, dă-i mama lor. Uite, știu, dar stau în bunker, unde naiba stau? Să eu după bunker. Dar nici nu-l văd pe hartă să meargă. Ia, dă-te mă, puii mei. Băi, urâtule, ia vină cu ace, băi, ești Grandmaster, ia vină cu ace. Tu și ceapa ta, dar tare mie care și coleg lângă el. Unde naiba, mă, e în bunker, mă? Băi, urâtule. Aha, l-am văzut. Toți, mamă, doi, bă. Ceapa ta de urât, na. Băga mea și piciorul. Băi, zi-l cu legătul că e greu. Hai să vezi ce-i fac acum. Pui, mă, micuța lui de urât. Trebuie să-mi dau med, că eu sunt pro și mor n-ai bine afară. Loc, nu mai-mi dau med. Băi, dă-te la o parte, că-ți dau tot încărcătorul, să moară Bibi dacă te mint. Tu-ți abilitatea, na, că a murit săracea mântui. Aoleu, băi, toate ca toate, bă, moare Roxan. Bă, moare Roxan, băi, și are 0 kill Roxan, bă, săraca. Bă, 0 kill-uri are să mor, bă, un kill ne-a lăsat tot meciul, bă. Știți la început de meci că am blestemat-o să nu facă niciun kill? Uite, l-am văzut. Toată gărcătorul? Roxan, dacă îl bați pe ăsta, te blestem. Iară te blestem. Știi că ți-am să faci 0 kill-uri meciul? Ce faci, măi, omul tu fiș? Bă, boschetare! Aia zic, hai că, da. Da, băieți? Bă, pe bune, mă, să mor, băi, parcă sunt pocit, mă, să mor. Eu când zic așa, așa se întâmplă, să mor. Am zis la început de meci că Roxana o să facă 0 kill-uri. Am blestemat o să facă 0 kill-uri, n-are niciun kill până acum. Adică nu știu sigur, dar nu am văzut să facă niciun kill. Prea am făcut eu mare lucru meciul ăsta, am numai 9 kill-uri. Dar mi-a plăcut meciul ăsta, să știți, a fost chiar mișto. Adică, pe bune, parcă a trecut rapid. Și v-am zis că abia aștept să termin meciul. Mai sunt, cât mai sunt, 4 playeri. Chit că nu fac prea multe kill-uri, dacă trec măcar de 10 kill-uri, e bine. E important să fac level. Și cred că de acum îl fac de la mama lui, că sunt la sfârșit de meci. Am făcut și 9 kill-uri. Mamă, ce e aici? Aaa, ce ai făcut, boss? Mamă, băieți, l-au luat cu la amințeală. Boss, te-a luat cu amințeală de la căldură? Mamă, dar cât sunt? Uși ceaba ta? Dacă mi-a sărit vestea, am avut și eu vestea dacă e ceva.
Mă uvesc, stai. Tu ești văr cu roc, am auzit de tine. Stai rău cu vărul cu roc, stai văr cu roc. Stai că a venit și frațul roc. Să te bată Dumnezeu, lasă-mă, măi, că nu mai am vestă, măi. Tu-ți mămicuța ta de urât. Bă, asta e proprietate privată, mă. Tu nu știi, mă, că când se înconjoară unul în glu, e proprietate privată. Ce faci, bă? Mi-a dat finish cu... Bravo, Roxana, aia zic, bravo, dă-i finish. Bravo, Roxana, ai făcut un kill, bravo. Și a fost ultimul player, sunt de pe hartă. Dacă îl băteai și pe ăla, făcea buia cu 0 kill, Roxana. Bă, nu se poate, mai aveam foarte, foarte puțin să fac a doua stea. Domnul băieți, hai să vedem, băi, am emoții, sincer să fiu, am emoții, chiar, deci nu știu, bă, hai să vedem, băi, deci aștept de câteva zile, chiar aștept să fac level, să văd ce îmi dă. Băi, ar trebui în mod normal să fac, acum hai să vedem. Mă, bun, și acum ar trebui să-mi arate reclama, hai, Gareno, hai, arată-mi. Bine, mă, mamă, dă-te la o parte, levelul 85. Sunteți gata, băieți? Îi dăm open? Băi, deci am emoții, mă jur. Băi, deci nu știu, mă. Băi, Gareno, deci dacă îmi dai gold, te blestem să moară Bibi, dacă... Hai, mă. Ce e asta, mă? Parașută, mă, permanentă. Bă, să mor, mă, ce parașută e asta, mă, capa și curava asta, că n-am mai văzut-o până acum. Bă, chat, mă, e undeva parașută asta? Scrieți-mi în comentarii dacă voi ați mai văzut parașută asta până acum, că eu n-am mai văzut-o, pe bune vă zic. Bă, vedeți că am luat ceva permanent, bă. Bine, mă, Gareno, aia zic, măcar mi-ai dat gol, doamne ăștia, mamă, că se vede aici level 85 în capa și cura voastră, 55.000 de like-uri. Bine, mă, băieți, mă, aia zic, dau băie și vede, mă, că m-a deșcut acest episod, nu uitați să scrieți în comentarii dacă știți cumva dacă s-a mai băgat vreodată acea parașută pe joc sau dacă nu, că dacă nu s-a băgat, să mor, numai pe aia o folosesc de acum. Scrieți-mi neapărat în comentarii, eu am fost Gabi, v-am pat, ceau, bă!